Hai să renunțăm la orice credință pe care. De fapt, nu zic, renunțați voi, renunț eu. Sunt multe teorii. Fără. Dacă e foc, nu se face un foc. Cu Anunnaki, planeta X, fix în fix. Cu extraterestri care e indubitabil că sunt. Deci, indubitabil la că există o singură specie. Care e extraterestră. Și nu suntem singura specie. Mai sunt delfini, elefanți, mai din nou au avut una. Trebuie două, poate. Ne putem să singur în mână. Chiar doar cu creier. Dar trebuie ajutorul celorlalți. Simt că ești un singur individ, este greu. Hai să nu divag. Cel care eu să ajung acolo. Printr-o presumpție de vinovăție. În principiu, Machiavelli. Care e scopul meu? Muzical meu, personal. Poate ce am avut. De ce? Să cucerim. Nu. Fiecare om. Dacă e pus într-o postură de șef. Am făcut multe experimente și nu e doar vorba de experimente. E realitatea crudă. Acaparează ce mai multă putere până ajunge la o masă critică în care explodează. Poate să o susțin. În sfârșit, trecem peste asta. Care ar fi scopul unei societăți? Oarecare. Secrete sau nu secrete? Se zice că sunt societăți secrete. Unii zic că nu există. Alții că există. Eu nu zic că există. Chiar din titulatură. MI5, Mossad, KGB, NSI, KGB-ul și-a dat al nume, nu mai contează. Și chiar al lucru care e super tare. Păi mișto? În principal. Și multe altele. La franceze, greci și alte. Și fiecare stat are serviciul. Sau depinde de alte servicii, oricum așa cum nu care lucruri. Care ar fi scopul? Cunoașterea știința. De unde are izvorul ăsta? Anumite dorințe ancestrale. Care ar fi? Uitați-vă la omul simplu. Ce vrea? Să crească mult. Și bine. A fost ca orice ființă. Există două instincte primare. Prezervarea individului și a speciei. Asta se fac mai multe lucruri. Unu. Ce o să dă hrana? Pare și în industrie și în orice. E o sursă. Sau mai multe surse. Mai bine îți găsești mai multe surse. Prezervarea individului prin, oarecum, protecția lui. Cum își o asigură? Sănătate, să zicem, oarecum. Da? De ce își vrea sănătate? Fără sănătate nu poate trăi mai mult. De ce vrea să trăiască mai mult? Nu știu, să facă umbră pământului degeaba? Și dacă o face degeaba, nu-i interesează. Individul, ca și persoana,
este egoism. Prin el însăși, egoului. Ce vrea? Și atunci, ființele superioare, adică și la sistemul nervos central. Cum se face? Pac, 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 pac! Toate emoțiile noastre superbe disporează. Deci, 1. Viață lungă. Nu contează cât. Foarte mare. Ăla știu cum. Muie. Spații. Definite, mai Kampf și alte alea, Napoleon Bonaparte, Alexandru Mantelon și alea. Deci, ca să cât de cât mai ales masculin să se extindă măreția lui și ceilalți care sunt îngași ca lui, măreția lor. Și dacă implicată o societate de cât mai mare, e atât. Cel mai evadarea, emanciparea, educarea și transmiterea experienței altora pentru protecția lor și a face cu mai multe greșeli și succes. Unde vrem să o duc? Că mă pierd în amănânt. Ce asta e? Că suntem manipulați de cineva, Anunnaki, Kaki, sau ceva? E puțin în pasă, de fapt nu suntem. Sau suntem. Fiecare cum crede. Eu aș putea spune multe chestii, dar nu-mi permit. De ce? Sperii pis de proaste în pula mea! Care folosește telefonul mobil și le fie frică că le moare pizda, dar când are pula în gură, zice că se închină la maica precista. Ce-și pula, frate, e bine. De ce? Ai pe lângă papile gustative și zona erogene. Îți excită creierii. Și te simți femeie. Și e bine. E normal la vârsta ta, vorba lui. De ce ar vrea ăștia, până la urmă, să colaboreze cu noi? Că sunt multe dovezi. Bine, sunt multe falși, vorba lui Ceaușescu. Pentru că noi suntem în spate heterozis. Da, sunt anumiți indivizi smelanci. Oarecum acolo e multă glagorie, mult rahat. Dar eu chiar cred, undeva, pentru că unii indivizi dau ciudățeni. Dacă specia umană n-ar fi fost infectată de gene extraterestre, așa zise extraterestre, dar sunt, s-a făcut, se arată și în Biblie și multe chestii, nu ne-ar fi ieșit asemenea aberații, oricum și ne-ar fi ieșit asemenea aberații. Și pentru ce-o făcut de ea? Doar că a văzut că era frumoase pizdii. Erau prea inteligenți să vedeau o pizdă frumoasă, zic că și ale lor erau frumoase. Lua niște proaste, pula mea, trebuia să le bage în baie, să le și spele și le-a putut în cunoștință de cauză. Așa zis la mea. Pentru că vreau să descopere un pedie extraterestre și stelii. Una efectivare a ceva static. Mai
alții aveau alte teorii că mi-a fi sparcă loc de pula. E adevărat. Dar suntem la fel ca ei. Numai că în specia noastră, deoarece suntem o specie mai veche decât ei, s-au prins. De asta nu pot învăța. Asta arată. Și poliunea noastră sunt sensibile.